Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ziua eroilor a fost sărbătorită cu fast. Vară plină de evenimente la Onești. Agresori din Onești reținuți 24 de ore. Joi 25 mai, ziua eroilor, este celebrată în fiecare an odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului la 40 de zile de la Sfintele Sărbători Pascale. La Onești, manifestarea dedicată zilei eroilor s-a desfășurat la monumentul Regina Maria, de lângă primărie. Au fost primarul municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină, viceprimarul Adrian Jilcu, prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil. Într-o lume copleșită de egoism și dezbinare, eroii neamului, prin exemplul jertfelor de sine, ne strâng la oaltă, ne aduc împreună sub moșteria unei memorii comune care a traversat timpul până la noi, luând chipul identității noastre naționale. Grație lor, suntem ceea ce suntem, români în România. Într-o lume în care tot mai mulți par să fie rătăcit drumul cel drept, eroii sunt farul călăuzitor ce luminează negura și la care privim pentru a avea un reper salvator. Poate că în prezentul în care trăim, evenimentele se succed cu repeziciune, dar memoria sacrificiului lor trebuie să dăine și să rămână de neclintit. Cum? Prin chiar modul în care îi cinstim și îi comemorăm astăzi, în zi de mare sărbătoare creștină, Înălțarea Domnului. Dar devotamentul lor, atașamentul lor față de valorile autentice, nu trebuie să rămână doar în amintirea noastră și doar atunci când îi evocăm pe eroi. Ele trebuie să reprezinte modele de conduită transpuse în viețile noastre. Le regăsim bunăoară în exemplu pompierului care se aruncă în flăcări pentru a salva semenii, al militarului care pleacă în misiune călăuzit de sentimentul datoriei ce trebuie împlinite fără jumătăți de măsură, al aviatorului care se ridică în zbor pentru a menține liber celul patriei, al polițistului sau jandarmului care veghează la siguranța și ordinea din comunitățile noastre. De ziua lor, conștientizăm cu modestie că este foarte dificil, dacă nu imposibil, să ne ridicăm la înălțimea exemplului de dăruire de sine oferit de eroi. Dar putem măcar încerca. Putem fi mai buni, mai empatici, mai atenți la nevoile și încercările semenilor, putem servi cauzelor sociale, întinzând o nesperată mână de ajutor, oricând împrejurarea o cer. Într-un cuvânt, putem fi aproape unii de alții, împreună la greu. Acesta este, de fapt, exemplul prețios pe care eroii neamului, deși nu mai sunt fizic între noi, ni-l oferă zi de zi și pentru care, pe bună dreptate, îi considerăm adevărate modele de viață. Dumnezeu să-i odihnească în lumina sa eternă. În 1920, pentru prima dată, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca sărbătoarea Înălțarea Domnului să fie numită în același timp și Ziua Eroilor, adică Sărbătoare Națională Bisericească. Sunt peste 100 de ani de când se transmite din generație în generație cultul eroilor, pomenirea celor care și-au jertfit viața pentru apărarea patriei. Acest fapt confirmă că nu am fi nimic fără trecut și eu nu am avea viitor dacă nu am imprima copiilor și tinerilor respectul față de înaintași. Poate nu gândim acum la fel cum s-a gândit acum ceva timp în urmă, în timpul
războaielor purtate de către patrioții noștri, dar cred că un mod de a-i cinsti cu adevărat nu este doar să-i comemorăm o dată pe an, nu este doar prin faptul de a aduce aminte și prin cuvinte bine alese să scoatem în evidență sacrificiul lor, ci ar trebui să ne gândim zilnic la faptul că pentru a deveni demni pentru copiii noștri, trebuie să devenim modele. Ca să putem deveni modele, trebuie să ne facem treaba așa cum trebuie, cu cinste, cu corectitudine și cu profesionalism, fiecare în locul în care se află. Cred că asta este o modalitate completă de a cinsti pe cei care s-au sacrificat înaintea noastră și de a încerca să devenim modele pentru copiii noștri, în așa fel încât atunci când și noi vom fi înaintași, dânsii să-și amintească cu onoare despre noi. Cinste eroilor români și Hristos s-a înălțat! În primul rând vreau să vă mulțumesc că și astăzi ați ales să fim împreună în acest loc emblematic pentru comunitatea noastră, pentru a-i omagia pe eroii noștri care s-au sacrificat pentru libertatea noastră de astăzi. Faptul că de peste 100 de ani românii sărbătoresc în această zi, ziua eroilor, odată cu înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, este încă o dovadă vie că noi, românii, suntem uniți nu doar de spiritul patriotic, ci și de credință. În fiecare biserică ortodoxă, la Sfânta Liturghie, preoții pomenesc în rugăciune eroii neamului nostru. Și noi astăzi ne înălțăm gândul către ceruri și aducem un pios omagiu eroilor noștri care au luptat și au murit pe câmpurile de luptă, în închisori și lagăre. Ne rugăm pentru sufletul lor să-i odihnească Dumnezeu în pace. Hristos s-a înălțat! De altfel, elevii Comunei Dofteana au pregătit un scurt program artistic dedicat acestei zile, ziua continuând cu o slujbă de pomenire a tuturor eroilor neamului românesc. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Și atunci când e departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău. Pe acest monument care a fost construit în anii 1930, pe perioada majestății sale Mihai, a fost construit acest monument al eroilor și inaugurat tot într-o zi de înălțare a Domnului la ceruri. Vă spuneam cu mulți ani în urmă, primul eveniment de când sunt în funcție, care l-am sărbătorit împreună cu dumneavoastră, a fost în anul 2009, la înălțarea Domnului la ceruri, moment în care atunci vă spuneam că avem 163 de eroi care sunt trecuți pe aceste plăci, eroi din cele două războaie mondiale și războiul de independență. Evidența noastră la Primăria Comunei Dofteana, pe care o avem din cele două războaie mondiale și războiul de independență, erau în viață în anul 2009 128 de veterani și văduve după veterani de război. În 2010, 118, în 2011, 103, în 2012, 97, în 2013, 79, în 2021 am rămas doar cu 15.
În 2022, 8. În prezent avem doar 5 văduve după veteran de război. Ultimul veteran de război a decedat în anul 2021, Costache Ion din satul Largă. Deci, comemorăm acești veterani de război, dar astăzi mai avem doar 5 văduve în urma veteranilor de război. Cu regret vă spunem, pentru faptul că timpul trece, uitați, s-a pierdut în 14 ani aproximativ 8-9 până în 10% care au plecat la cele veșnice. Nu aș vrea să vă rețin prea mult, mulțumindu-vă tuturor societăților comerciale, partidelor politice care astăzi ați venit alături de noi, împreună cu acele coroane de flori care le aduceți la Monumentul Eroilor, cinstim eroii din localitatea noastră și nu numai, inclusiv eroii cunoscuți și necunoscuți care sunt presărate în mai multe cimitire din România. Vom da cuvântul copiilor noștri de la școli. Uitați că copiii nu sunt în grevă, copiii au venit astăzi, s-au îmbrăcat suficient și destul de frumos, pentru care îi și felicit. Vreau să felicit inclusiv cadrele didactice care astăzi s-au prezentat aici pentru a comemora eroii din localitatea noastră, dar nu pot să-i felicit pe acei care stau acasă și pun acele motive spunându-ți faptul că dacă ieșim să comemorăm eroii, ne numim spărgători de grevă. Nu. Înaintașii noștri au fost acei care, datorită lor, noi astăzi suntem aici. Și nu avem noi bunăvoința, că altfel nu există, să-i comemorăm la adevărata dumnealor valoare. Sărbătoarea Înălțării Domnului și Ziua Eroilor a fost celebrată și la Comănești. În cimitirul internațional de la Comănești au fost cinstiți eroii, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile, jertfiți pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei, a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român. În primul rând, i-aș mulțumi domnului primar Miron Viorel pentru că m-a invitat astăzi aici. Pentru că, dacă de obicei mă cheamă să mai arate un nou proiect finanțat din fonduri europene, astăzi m-a chemat pentru un lucru poate mai important de atât, respectiv în Sfânta Zi a Înălțării, să comemorăm împreună aici la Comănești pe toți eroii neamului, pe toți ostașii căzuți în războaiele pe care le-am purtat, pe toți cei cărora le datorăm faptul de a fi astăzi români, de a trăi într-o țară liberă, de a trăi în democrație și mai presus de toate, de a vorbi limba strămoșilor noștri. Dacă domnul general ne-a vorbit atât de frumos și ne-a povestit nu doar întâmplări petrecute de către soldații români în timpul războaielor, dar ne-a dat și citate ale unor mari conducători ale acelor vremuri, aș încheia, dacă îmi permiteți, tot cu un citat de-al marelui Winston Churchill, care a spus în 1940 că niciodată atât de mulți n-au datorat atâta celor puțini. Iar cei puțini la care se referea sunt eroii și ostașii care luptă pentru cauza cea dreaptă, iar cei mulți suntem noi, dragi români, dragi comăneșteni, care astăzi ne bucurăm de libertatea pe care o avem și care suntem datori, suntem obligați ca în fiecare an să cinstim memoria eroilor noștri. Aveam un speech pe care am vrut să-l citesc, dar cred că la mine acasă ar trebui să vorbesc liber. E obligație. Pe lângă toate cele frumoase spuse astăzi, într-o mare zi de sărbătoare, cred că ar trebui să ne dăm seama de un singur lucru și cu ceea ce voi spune eu, ar trebui să plecăm cu toții acasă. De obicei, în tradiția creștinească, de Sfânta Înviere sau de Sfânta Înălțare a Domnului nostru Iisus Hristos, obișnuim să mergem la morminte și să punem o lumânare la toți cei dragi ai noștri.
Astăzi avem o dublă misiune de a pune o lumânare și la cei care s-au luptat pentru ca această țară să fie liberă, pentru ca noi să fim prezenți aici și pentru ca unitatea de care tot vorbim și vorbesc cu toții în jurul nostru să dăune în continuare. Pentru că în contextul în care ne aflăm, politic și geografic, vedem că unele țări au mult de suferit. Dar noi astăzi suntem prezenți aici, cu două picioare, cu două mâini, cu o pereche de ochi, și acest lucru datorăm integrității acestui stat, pentru care România, prin guvern, prin parlament, caută soluții să o mențină întreagă. Pentru acest lucru și noi trebuie să fim recunoscători și mai ales pentru istoria noastră, că cei prezenți în acest cimitir internațional al eroilor și toți ceilalți prezenți pe toată valea Trotușului, a Oituzului și nu numai, și-au dat viața ca noi să le păstrăm vie memoria și să ne rugăm și pentru ei, așa cum o facem și pentru rudele noastre care sunt în mormintele din orașul Comănești și nu numai. Sperăm să plecăm cu toții cu acest gând și să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși și, de ce nu, de fiecare dată când avem astfel de momente organizate atât de frumos în orașul Comănești de către domnul primar și primăria orașului Comănești, colegii mei de altfel, să avem deschiderea să venim aici. Să alegem astăzi, după Sfânta Liturghie, să venim aici. Hristos a înălțat! Agenda încărcată de evenimente ne așteaptă și vara aceasta la Onești. În cadrul unui scurt interviu, directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti Ionuț Tenie ne-a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor evenimente. Detalii în minutele următoare. Luni, pe 29 mai, îi sărbătorim pe absolvenții claselor a 12-a din Onești. Primăria municipiului organizează Marșul Absolvenților 2023 și va fi iarăși un eveniment spectaculos, pentru că vom putea vedea pe străzile din Onești mărșăluind tinerii absolvenți de a 12-a care se vor îndrepta spre Parcul Municipal, unde va avea loc la ora 13 festivitatea de premiere a șefilor de promoție, și municipalitatea a pregătit și un concert special pentru ei, așa la final de liceu. Este vorba de Rareș, îndrăgit în rândul tinerilor. Cu alte cuvinte, cu toate că e grevă acum la această oră în învățământ, marșul absolvenților nu va fi afectat de această stare de spirit? Nu. Primarul municipiului și ceilalți colaboratori ai dânsului au hotărât, au anunțat, s-a discutat deja cu directorii instituțiilor de învățământ și rămâne în picioare acest eveniment unic în viața tinerilor, de ce nu, pentru că cu siguranță cei mai mulți dintre ei își vor aduce aminte de liceu, dar și de marșul absolvenților. Acesta nu este singurul eveniment pe care ne-l pregătiți, pentru că am zis eu că s-a dat startul verii mult mai devreme, dar e de bine. Da, noi încă în urmă cu o lună am redeschis proiectul care s-a bucurat de succes anii trecuți, e vorba de recitalurile verii, și continuăm cu o frecvență de cel puțin de două ori pe lună să aducem în parcul din Onești trupe, quartete, artiști, umoriști din toate genurile și toate categoriile, atât pentru a face o educație muzicală și nu numai, dar și pentru a crea starea de divertisment în rândul oneștenilor. De data aceasta, tot în cadrul recitalurilor verii, pe data de 2 iunie de la orele 18 în parcul din Onești, va așteptăm la un concert extraordinar al coralei Armonia. Știu că au mai fost în Onești, dar de fiecare dată cu sala arhiplină. De data aceasta sperăm ca vremea să țină cu noi și o să amplasăm și scaune în zona concertului și sper să fie un recital excepțional. În ce zonă în parc va fi? În zona unde se desfășoară de obicei evenimentele, lângă sala polivalentă, lângă roată, vor fi cel puțin 1000 de scaune, așa că toți cei care îndrăgesc această corală și acest gen de muzică sunt
așteptați. Accesul este gratuit, firește. Ziua de 1 iunie, ziua copilului, mult așteptată de cei mici, dar și de cei mari până la urmă, nu va trece neobservată pentru că ați pregătit o serie de surprize. Da, pentru că vrem să profităm. Am avut câțiva ani din cauza pandemiei în care nu ne-am putut desfășura așa cum am vrut. Așa că în acest an Primăria Onești, Direcția Cultură, Biblioteca, Cinematograful, mai mulți factori, asociații, ONG-uri, pompierii, cei de la ISU Bacău vor avea și ei un moment. Vom organiza în parc joi 1 iunie începând cu ora 10, aceeași locație, pe platoul de lângă sala polivalentă. Atât spectacole de muzică, dans, umor, susținute de artiști locali, copii, vom avea de la Clubul Elevilor, vom avea pe Sara Munteanu, o tânără oneșteană care s-a afirmat deja, pe Alesia Stanciu, dar pe lângă toate aceste momente muzicale, dar și de dans, invitații speciali vor fi grupul de clowni O din Republica Moldova. Eu mai fost acum ceva ani, dar acum vin într-o formulă mai mare și îmbunătățită. Pe tot parcursul evenimentului, de la 10 la 15, 5 clowni vor distra copiii, de la face painting, la baloane în formă de animăluțe, la magie și până la personaje pe picioroange. Avem în acest an în premieră și câțiva animatori care se vor îmbrăca niște păpuși gonflabile de 2-3 metri, care vor fi prin mulțime, și multe alte surprize. O să avem și un spectacol de magie, trupa de magie Râdeți cu noi. O să oferim copiilor care vor veni la eveniment baloane gratuite, face painting, iar împreună cu colaboratorii noștri vor putea participa, în afară de spectacol, și la câteva ateliere îndrăgite, atelierul de desen, atelier de creație, așa că se anunță o zi încărcată, Doamne ajută să fie și vremea bună, așa că de dimineață ne instalăm în parc și vă așteptăm, dăm drumul la distracție, pentru că atât copiii cât și părinții e bine să simtă această zi importantă pentru toți. Agresori din Onești reținuți pentru tulburarea liniștii publice și agresarea a două persoane. Doi bărbați din Onești au fost depistați și reținuți de polițiști sub acuzația de tulburare a ordinii și liniștii publice, precum și de agresarea a două persoane. Cei doi infractori au fost documentați de polițiștii din Onești sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria locală, iar ulterior au fost conduși la arestul IPJ Bacău. Conform investigațiilor, incidentul s-a petrecut pe 20 mai, în jurul orei 23, în fața unui restaurant din municipiul Onești. Cei doi bărbați suspectați ar fi agresat două victime în vârstă de 49 și 56 de ani, ambii din localitate, tulburând astfel liniștea și ordinea publică. Autoritățile au emis mandate de aducere pe numele celor doi agresori și au depistat pe teritoriul localității, aducându-i ulterior la sediul poliției pentru audieri. În urma administrării probatorului, polițiștii i-au reținut pentru 24 de ore pe cei doi bărbați de 28 și 38 de ani, după care i-au transferat în arestul IPJ Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 27 mai, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat. Maxima zilei nu va trece de 24 de grade Celsius, sunt șanse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Duminică 28 mai, cerul se menține înnorat. Se vor înregistra furtuni cu fulgere în zona de deal, mercurul în termometre urcă până la 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Luni 29 mai, cerul se menține înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 24 de grade Celsius, sunt șanse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.